Moșim Ioan, binevenit acasă. Dragi săteni, bine v-am găsit. Este, cred eu, o normalitate, un lucru absolut firesc să facem ce trebuie. Să cinstim pe cei care ne învață lucrurile pe care noi, ca români, le-am moștenit de la părinți, le-am moștenit de școala noastră din cei 7 ani de acasă. Și dacă o să întrebați românii de vârsta mea, ce a spus Mihaela Popa, cred că toți am spus cândva pe scenă, că era cântarea României, că era ce făceam noi în România, slava aș fi fost de nu era latin, latin aș fi de nu eram și da, dar a ieșit așa să fiu român. Și eu cu toată lumea să mă împac, ce a spus Ana Blandiana, că noi n-am tulburat pe nimeni niciodată. Noi nu mai ne-am apărat satele, ogoarele, casele, limba, credința, numele, pentru că mulți au avut numele strălcite, indiferent cine a venit peste România, de la est, de la vest, de la sud, ne-au schimonosit numele. Suntem aici cu 3 legende vii. Pentru mine sunt 3 legende vii de spiritualitate. Mai mulți, îmi cer scuze, mai mulți dintre cei care sunt în sală, și pomim doar 3. Aș vrea să încep cu Ana Blandiana. Poeziile ei, când eram cu minte și mergeam la școală, le știam pe de rost. Când nu, profesorii ne băteau, probabil și acum, nu? Copiii mai iau bătaie când... Nu! În România, copiii când nu ascultă și ceartă părinții, copiii intră în grevă. Sau îi reclamă la Direcția de Asistență Socială. Cu ocazia asta vreau să-i spun Anei Blandiana la mulți ani. Prietenul meu, Eugen Tomac, îi mulțumesc. Mi-a reamintit acest lucru. Ana Blandiana, la mulți ani. Ești mereu proaspătă, tânără și mereu... pentru noi o direcție. Ion Hadărcă, pe care noi românii mai tineri l-am descoperit mai târziu. Tot o legendă a sufletului românesc. Și acum vine Moș Simeon Plămădeal, în care vă spun, când am auzit prima oară, m-am apucat de citit. Eu am fost în Kazahstan ca parlamentar, am fost pe acolo, am văzut și bune și rele. Nu sunt numai românii duși acolo, să vedeți că este o comunitate, cred că de aproximativ 400.000 de nemți, nu? Da? O comun 200.000, 400.000, cifrele diferă. 1 milion. Deci foarte mulți. L-am descoperit pe Moș Simeon Plămădeal și zic, uite ce nume frumos are. Când la noi, la țară, bunica, când era să facă ceva, spunea, ia să plămădească o pâine. Profesorii, când vedeau un copil bun, băi, ce a luat bun are copilul ăsta, trebuie plămădit, că are drum. Și zic, uite, Moș Plămădeală este un simbol pentru lucrurile bune și prin ceea ce a făcut, dar prin nume. La noi, a plămădi, a face lucrurile cum trebuie. Și pe lângă lucrurile frumoase care le-a făcut, care le-a scris pentru suflet, că, sigur, și ai noștri care sunt prin Europa, când erau acasă, nu prea ascultau muzică populară, umblau numai, știți, cu cercei în nas, cum au descoperit cu rock-ul, cum au descoperit ei lumea. Acum, pe unde sunt românii noștri, și mă bucur că s-au adunat, și statul român și statul moldovenesc are grijă de români, indiferent că sunt români sau moldoveni, toate țările, ascultă muzică populară, ori descoperit lucrurile frumoase de la țară. Dacă altă dată venea acasă și nu vedea ce face mama, și eu am cerut deja cântecul acela din la început despre mamă, că și într-adevăr, părinții multora dintre noi, cum spunem noi, ne văd la anul și la Paști, că nu stăm pe acasă. Spuneam că Moșul Plămădeală ne-a dus pe toți acolo unde este valoarea, unde e istoria și unde este rezistența noastră ca români. Credință, limbă, și mă bucur că am văzut și părintele aici, mulțumesc că a venit, că bisericile ne-au ținut uniți în sat. Acolo au apărut și primele tipografii în țările românii la biserici. Astăzi este o adevărată lecție de istorie și eu mă bucur, ca român, într-un sat, un boț de humă, cum spune Creangă, am venit aici să învăț istorie vie, să văd că oamenii mai tineri se îngrijesc de
din ceea ce suntem noi românii. Cu maestru m-am întâlnit la zi Ion Creangă, nu? Maestre. Ne-am întâlnit împreună, prutul, cum am spus eu, este sângele românilor, curge printre noi. Ne-am întâlnit să-l sărbătorim și pe Creangă, că sigur toți am făcut năzdăvânii. El a avut meritul că a fost primul, că a scris că a fugit la scaldat, că a furat cireșii, că a culcat cânii papalancă la pământ, că toți am făcut năzdăvânii. Dar nu avem decât o singură soartă, indiferent cât suntem de bun sau de rău. Stăim împreună, să avem aceeași limbă, să ne cinstim istoria și am învățat un lucru, să-i respectăm și să-i cinstim în viață pe cei care merită acest lucru. Măi, Simeon, să fii sănătos, oriunde te duci, mata, știi că la Iași, în sat, nu mai zic, în România, ți-ai făcut deja câțiva prieteni și nu se știe că poate ne mai vedem. Că Domnul pe cei buni îi ține, nu totdeauna ia mai devreme. Să fiți sănătoși, vă felicit pentru ceea ce ați făcut azi și orice om care vă face cinste satului dumneavoastră, raionului, cinstiți-l așa cum se cuvine, pentru că numai împreună putem câștiga în sensul că putem trăi liniștiți, putem avea ceva bunăstare și sigur, putem, poate, să ne regăsim împreună într-o lume mai bună. Poate fi în comunitatea europeană. Nu știu ce va fi istoria. Dar sigur, noi să recunoaștem întotdeauna că suntem români și că nu ne-i rușine cu lucrul acesta. Moi Simeon, la mulți ani, să fii sănătos!